Salutare, dragi prieteni! Probabil că ați avut timp să vedeți videoclipul anterior, să învățați care sunt exercițiile. Așa că, în acest filmuleț, vom lucra împreună, fără prea multe explicații. Dacă cumva nu ați văzut filmulețul anterior, veți găsi un link în descriere jos. Urmăriți întâi acel videoclip, după care reveniți și haideți să lucrăm împreună. Aceste exerciții de kumye, provenite din tradiția tibetană, sunt perfecte pentru a putea fi făcute oricând, oriunde, în orice condiție. Dar acum că ați reușit să vă așezați, să vă pregătiți, fiți gata să începem. Primul exercițiu. Rotire ale capului. 5 într-o direcție, 5 în cealaltă. Începem cu un inspir profund. Schimbăm sensul. Ne oprim. Atenția rămâne pe chakra gâtului. Continuăm să respirăm ușor și rămânem cu atenția pe gât. Vom continua cu al doilea exercițiu, rotiri ale umerilor. Vom începe către înapoi. Schimbăm. Ne oprim. Atenția este îndreptată către mijlocul pieptului. Respirația va merge către mijlocul pieptului și ne odihnim.
Trecem al treilea exercițiu, rotiri domeniului într-un plan paralel cu sol. Ne oprim, atenția este îndreptată către plexul solar împreună cu respirația. În regulă. Trecem la al patrulea exercițiu. Coborârea umărului stâng către genunchiul drept. Și revenim. Atenția și respirația ne este îndreptată undeva sub ombilic, la a doua chakră. În regulă, trecem la al cincilea exercițiu. Inspirăm profund. Ne relaxăm cu atenția la baza coloanei, urmărim senzațiile de acolo și coborăm respirația până la baza.
facem partea de încheiere a acestui set de 5 exerciții pe partea stângă întâi. Și pe partea dreaptă. Încheiem seria cu setul de 9 respirații de purificare pentru a echilibra eventualele surplusuri sau blocaje de energie care au putut apărea. Vom începe cu 3 inspiruri pe nara stângă, aceea pe nara dreaptă tot 3, ulterior 3 pe ambele nari. Începem cu nara stângă. Schimbăm. Ambele. Iar acum închidem ochii, rămânem așa, lăsăm relaxarea și liniștea care ne-a cuprins întregul corp să stea cât mai mult. Dacă eventual mai avem zone tensionate din corp, ne străduim să ne ducem acolo atenția și respirația pentru a le relaxa. Odată ce am relaxat aceste zone tensionate, revenim cu atenția și respirația către mijlocul pieptului. Fiecare inspir coboară până în mijlocul pieptului, iar fiecare expir amplifică starea de liniște care s-a creat în noi. Rămânem atenți la respirație. Dacă gândurile fug în altă direcție, le readucem încet, cu iubire, către respirație, către mijlocul pieptului, către chakra inimii. Rămâneți în această stare oricât de mult doriți sau vă permite timpul.
Odată ce această stare de relaxare și de liniște va deveni cunoscută, o puteți reevoca oricând, oriunde, în orice condiție. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit, oricând doriți, să repetați aceste exerciții împreună cu mine, împreună cu acest clip, împreună cu toți cei ce doresc o viață mai bună, mai liniștită. O zi frumoasă!